Bine v-am regăsit la un nou clip super super tare. Eu sunt Antonio Biganci. Astăzi o să facem o nebunie foarte nebunească, mega mega nebunească. Așa că înainte de a începe acest clip, vreau să rupeți cu toții butonașul de like. Aveți 5 secunde să apăsați butonașul de like. Dacă nu o faceți, automat YouTube-ul vă va scoate de pe acest clip. Așa că 5, 4, 3, 2, 1. V-am memat, dar dacă apăsați butonul de like, vă mulțumesc foarte, foarte mult de susținere. Guys, astăzi m-am sunt la pur și simplu. Nu mai îmi place părul meu, nu mai îmi place absolut deloc părul roz și o să vreau să fac un lucru pe care s-ar putea să-l regret, dar astăzi, guys, vreau să mă tund chel. Vreau să mă tund chel pentru că eu niciodată nu am fost chel, nici măcar când am fost copil nu am fost chel și vreau să încerc și eu să văd cum mi-ar sta. Nimeni nu se așteaptă la acest lucru, nici măcar mama și tatăl meu, nici măcar fratele meu, nici măcar iubita mea, nimeni, absolut nimeni. Așa că o să vreau să mergem chiar acum la baie, să pornim mașina de tuns, să ne facem chel. Guys, înainte de a începe acest clip, vreau să vă povestesc despre cea mai tare platformă de gaming unde jocurile se pot juca online pe calculatorul vostru, în browserul vostru, fără lag, în 60 de frame-uri, indiferent de componentele calculatorului vostru, chiar dacă aveți calculator de gaming sau nu. Nu trebuie să descărcați nimic și mai mult decât atât, acum jocurile se pot juca și pe telefon. Așa că dacă nu aveți un calculator și niciodată n-ați avut ocazia să vă jucați jocurile de pe calculator, puteți să faceți chiar acum pe telefon, link în descriere. Intră și tu pe www.boosteruit.com și joacă-te cele mai tari jocuri ale momentului. Vreau să mă fac foarte, foarte, foarte chel, adică să mă fac așa cu bicul. Vreau să fiu așa ca Mihai Bendeac, vreau să fiu și o să fiu foarte chel. Înainte de a începe acest clip, vreau să trimiteți și voi acest clip chiar acum tuturor prietenilor voștri și dacă mă puneți la voi pe story pe Instagram, o să apăreți la mine pe story și o să faceți foarte, foarte mulți follower, așa că haide, postează și tu, nu ai nimic de pierdut. M-am săturat să râdă lumea de mine să-mi zică m-am săturat, ok? Și o să vreau să mă tund chel o dată pentru totdeauna. Bine, de fapt, nu o să mă tund chiar chel, dar chel o să fiu în acest clip, adică nu este clickbait. Mi-am cumpărat această chelie de pe internet și cică, dacă o vei pune în cap, chiar vei arăta ca unul dintre bendeaci. Așa că dacă îți vei pune această chelie în cap, pur și simplu vei fi chel, fără să mai trebuiască să-mi dau această podoabă capilară jos. După ce o să-mi pun chelia și o să mă machiez un pic, o să-mi dau cu niște fond de ten, o să vreau să-mi sun iubita și câțiva prieteni youtuber să ne vedem reacția și să vedem și reacția mea, pentru că chiar sunt foarte, foarte curios cum o să arăt chel. Hai să nu mai stăm pe gânduri și să trecem la chelie. Trebuiască, cred că, să-mi ud părul și să-mi dau pe spate. Oricum va trebui să bag mult, mult fond de ten, dar sper să-mi fie bună chelia. Ce mărime porta chelie? MXS! Ce mărime porta chelie? Chelia. Ok, o să cred că o să trebuiască să o tăiem la urechi. Zici că e din aia de notătorul. Băi! Zici că sunt altceva, nu mai zici că sunt om. După ani de pregătiri și machiaj și de asta, dar mi-a pus bluga și cred că s-a luat-o machiajul, am ajuns la produsul final. Am chelit, guys. Mamă, și ce păr frumos aveam. Dar s-a dus pe Amazon, baby. Băi, acum puteți să o interpretați cum vreți voi. Ori puteți să o interpretați că chiar arată ca o chelie, ori puteți să interpretați că sunt omul prezervativ. Acum, cum vreți voi, rămâne la alegerea voastră, interpretarea publicului. Vă dați seama că nu este o chelie profi de zeci de milioane, că nu ne permitem la bugetul nostru de YouTuber, dar eu sper că pentru o chelie de 40 de lei ai și destul de ok. Și chiar se vede că sunt chel, adică, bă, cel puțin aici în față. Acum să nu fac greșeală să mă dau pe o parte, că așa. Deci a trebuit să țin telefonul cam așa și chiar pare că e o chelie, adică chiar pare că, dar de ce dau de mâini? Guys, o să începem cu prima persoană la care am cele mai mari emoții. Credeți-mă că, deci îmi bate inima acum foarte, foarte, foarte tare. O să-mi aranjez puțin chelia, sper să iasă totul bine și sper să se vadă ca o chelie. O să-mi pun gluga și haideți să vă spun și despre cine este vorba. Este vorba despre iubita mea, cea mai frumoasă iubită și cea mai drăguță și cea mai... Iubita mea
doamna Bibi pe care o cunoașteți toți, o cunoaște toată lumea. Așa că haide să nu mai lungim cu vorba, o să sun chiar acum pe FaceTime. O să-mi răspundă mai mult ca sigur. Hai să vedem ce o să se întâmple. Deci credeți-mă că îmi bate inima. Deci nu mai pot. Cred că am pus o 1000 să moară Jackson. Deci nu mai pot. Cred că deci bate inima mie în mine maxim. Ok, sper să nu se întâmple ceva. Sper să mă recunoască. Sper să vadă. Da, el e iubitul meu. 3, 2, 1. Ce faci, iubita? Bine, iubită, tu? Bine, de unde vii la ora asta? Pe unde ai umblat? De unde ești așa? Ești cam frumoasă. Ești cam frumoasă rău de tot. Mulțumesc. Ce faci? Un vlog, tu? Te pregăteai să editezi un vlog? Și eu mă pregăteam să editez un vlog, am filmat un vlog foarte, foarte tare. Asta am zis de vlogul ăla pe care voiam să-l fac. Și acum voiam să mă pun și eu la editat și voiam să-mi văd și eu fetița, să văd și eu frumoasa mea fetiță, cea mai frumoasă din lume. Baby, dar nu plonca. Poftim? Nu plonca. Ah, scuze. Ai fix fața pe care ai făcut-o când ți-am făcut surpriză de nu ne-am mai văzut noi după o lună jumate și am venit la tine și ți-am făcut surpriză după carantină și am venit lângă tine în pat și te-am pupăcit și ai zis, e un vis? Fix fața aia! Deci am un sentiment foarte de deja vu. Unde ce păr? Am luat decizia, chiar nu-mi plăcea cum stătea rost, nu știu dacă ți-e plăcea și am decis să-mi brat cap. Nu e adevărat, ți-e plăcea! Nu, chiar nu-mi plăcea. Părul tău sunt de cei mai buni prieteni. Glumesc, mai puiu! Am părul aici, este chiar aici! Nu pot să cred! Deci, nu pot să cred și e încă uit că... Am mâinile reci, am... Am mâinile, ia-ți încălzesc imediat să aprinzi focul contra noi. Nu te cred. E părul meu aici, părul meu Rozaliu, cum să nu fie aici puiul meu? Deci crede-mă că eu acum filmez un vlog puiu. Aveam cele mai mari emoții, mi-a luat o chelie falsă și am făcut un vlog cu ea și vreau să sun așa la niște prieteni YouTuber, să sun și pe frate, mi-o să sun așa, știi, la lume, să văd ce reacție are la lumea care mă știe pe mine cu bără. Am cu amândouă. Dar cum stă cu chelie? Tu ești cum am să zici așa, zici așa, e frășeală că dacă mă vedeai cu chelie, ziceai, o, mă luat, cine e ăsta? M-am speriat rău de tot. Te-ai speriat, am văzut că ea s-a speriat. Cine e asta? Și pur și simplu că tu chiar zi la părul tău, pe care mă pregăteam să zic, ți-am zis eu că să rămâi fără păr în cadrul atât am obsit. Aaaa! Deci te pregăteai să-mi spui, nu? Da, mă, nu vine să cred. Bine, stai puțin, puiu, că mă duc să mă tunchel. Stai puțin. Da, pe cum o să mai fim noi meci dacă mă tun? Păi, chiar te gândeai tu că mă tun? Chiar... Mă tun! Nici tu nu te crezi! Mi-am plăcut mult de tu reacția ta și îți mulțumesc mult de tot! Salută și tu picanții! Bună! Și bibișorii! Că pe mine mă urmăresc și bibișorii și picanții! Salut toți picanții și toți bibișorii! Mua! Vă pupăm! Ok, guys, a doua persoană pe care vom suna este nimeni alta decât o să fac o introducere cum se cade. Hâț, o să sunăm pe Dorian Popa și sunt foarte, foarte curios să văd ce reacție o să aibă Dorian. Cred că o să vadă și el că este o măscuță, căscuță, dar băi, ea se vede destul de realist. Dacă n-ar fi marginea asta care să strice ea totul și cutele astea, ea ar arăta destul de ok. Dar aici am o problemă, aici... Dar sper să nu observe diferențele astea și să creadă într-adevăr că sunt eu. Hai să ne dăm gluga pe cap. Te pup, Dorian, ce faci? Sunt de 7 ore în baie, mai am încă... Ce? Încă vreo 17. Mă, dar nu știu ce se întâmplă cu lumina asta la mine. Oricum, și cu lumină și fără, nu am cum să... Nu am cum. Nu pot să cred! Dar nu, eu nu te cred. Vai de mine cum arăți. Poți să fiu sincer? Da! Zici că ești un pui de extraterestru.
face capul așa mare, zici că e copac, știi? Bă, nu cred că e pe bune, mă, deci nu cred. Nu, deci uite-te și tu. Nu e pe bune, uite-te și tu, uite, vezi? Vai, ce m-a speriat. Am niște mici defecte, uite, vezi, acum s-a focalizat. Dar nefocalizat și cu lumină, eu zic că se vede destul de real, nu? Vai, de mine, ce m-a speriat, Iisus de Hristoate. Mamă, dar ce faci acolo? Faci 24 de ore în baie? Da, da. Nu pot să cred. Bă, te zici că ești pui de extraterestre. Frate, am mai văzut chestia asta, la te cunosc de undeva. Da. Wow, cât de... Deci eu m-aș face kill, serios zic. Nu! Frate, deci fii atent. Unde te scurs, dragul la lamă? N-am tupeu nici dacă vine unul și zice, bă, dau 10.000 de euro și tu unde te... Nu am nicio treabă, nu mă, tu nu. A, deci dacă să-ți propun un challenge, gata, asta. Băi, nu știu ce să zic. Bă, vrei să zic o chestie, niciodată în viața mea nici nu m-am ras pe cap, dar îmi doresc o dată. Mă, nu știu ce să zic. Și vrei să ne băgăm la un challenge? Și cine pierde să tunde chiar? Nu, cine pierde, poți, ne tundem amândoi, ca să ne frățim. Mamă... Că tot... Unul pe altul. Da, asta bine, Roz. Păi eu nu văd cu roile, mă, unde-i Roz? Eu după Roz, e după chelie. Eu nu văd, frate, eu discromat. Eu am văzut vlogul ăla, dar e serios, gen? Da, frate, adică eu văd așa câteva culori, nu văd prea multe. Doriane, ce să zic, multă baftă și mulțumim mult de tot pentru vlog, te pupăm! Felicitări pentru hit, tată! Te pupăm, mulțumim mult de tot, te pupăm, pa, pa! Ok, guys, acum că l-am sunat și pe Dorian, următoarea persoană, după Dorian Popa, este nimeni altul decât fondatorul proiectului 3 chestii, Petro! De la 3 chestii, sau cum se mai spune lui, nemitică, ue, nemitică. 3, 2, 1, hai să-l sunăm pe Petro. Ia să dăm și noi să mai ajut. Mamă, dar să aici se vede rău că-i pe WhatsApp. Nu știu cum o să acopăr, să fac așa. Hai să ne vedem dacă deși... Te pupation! Așterz ecran. Așa, ce faci, Petro, te pup? Uite, stăteam. Așa. Mă jucam cu băieții ăștia și m-am așteptat să mă suni așa, dintr-o dată, bum! Mamă, nebunie rădătă. Băi, sincer, chiar v-am să te sun că ești unul dintre primii mei prieteni și colaboratori de pe YouTube, știi? Așa. Da. Și v-am să-ți cer o părere, că, adică tu ești din domeniul ăsta, din domeniul ăsta de activitate YouTube. Și v-am să-ți cer o părere la noul meu hairstyle, nu știu dacă l-ai văzut. Ai văzut hairstyle? A, l-ai văzut deja? A, deci ai văzut cum am tuns chel, nu? Nu, da, acum serios, de la depărtare se vede cât de cât for real cu lumina asta și nefocalizat? Da, în momentul în care ai dat lupa aia de pe cap, m-am căcat pe mine, am zis, n-are cum așa ceva. A fost un pic de impact, nu? După aia a realizat cum se vede pe mărge într-un sus. Da, asta, ești a primul impact contează. Reacția, că după îi dă râs. Da. Eu știam că ești roșu în cap, am zis chiar, mi-a dat roșu. Nu știu, adică eu te văd așa într-un film. Dar nu rol principal. Da. Un nebun din ăla, un... Unde așa? Apare când nu trebuie. Da. Rolul principal e un tipul cu o fată, da? Da. Și când să ai cu și actul sexual acolo, hop, apare. Știi că noi l-aveam din dolofanul cu adică, nu? Da. Ce altceva? Să zic. Poi și eu? Da! Poi și eu? Nu mă zic! Poi și eu? Ia! Poi și eu? Poi și eu?
Nebunie maximă, rău de tot. Gata, e personajul ăsta. Oare dacă vreți să fie personaj, spune. Da, dacă vreți să fie personaj nou, trei chestii. Bine, nu cu mine, interpretat de altcineva. Cu ochelie plus pot și eu. Este, vezi, vezi, totul se întâmplă cu un rost, Petru. Ok, guys, următoarea persoană nu este nimeni decât... Oh, nu! Vlad Alexandrescu, așa că... Haideți să-l sunăm pe Vlad Alexandrescu să vedem ce părere are Vlad despre chelia mea. Oricum, ideea e să aibă un impact de început, că după o să se uite mai atent și o să-ți dea seama. Oricum, faza este cam un noroc imens, că pe web nu se vede așa, pentru că este defocalizat și e multă lumină. Nu se vede diferența asta și chiar se vede ca o chelie. Adică o să vedeți și voi cum se vede aici sau ați văzut până acum. Așa că hai să-l sunăm pe Vlad Alexandrescu să vedem ce părere are despre chelie și dacă o să muște momeala. Oh! Domnule Vlad Alexandrescu, ce faci? Băi, domnule Vlad, suntem aici in the hood. Vreau să te întreb ceva foarte, foarte important, Vlad. Bă, dar nu, e serios, e serios și e foarte important. Vreau să-ți văd reacția la noul meu look. Ai văzut noul meu look? Ai văzut lookul meu cu părul roz, nu? Da, mă, normal, că ți-am scris și pe Instagram, dar tu nu mi-am răspuns, că gata, s-a terminat și pe chelia. Aaa, deci înseamnă că n-ai văzut chelia. Bă, Vlad, am chelit! Bă, stă mai bine așa, stă mai bine. Serios? Da, da, uite, în lumină și așa, nu se, se vede ca și cum aș fi chel, nu? Nu, Vlad, de fapt e o farsă. Bine, o, Vlad, îți mulțumesc. Deci îți place chelia mea, nu? Bă, arăți ca ăla din Hobbit, știi, ăla care face My Precious, My Precious. Ia, ia, My Precious. Nu, Vlad, doar tu părinții și cum ăla, Hobbit ăla, știi ăla, ăla care e chimil așa, de pe cu urechile astea de... Din păcate chiar îl știu. Bine, o, Vlad. A? Da, mă, da, știu, bine, hai, lasă-mă că îți bajoc de mine. Ok, guys, următoarea persoana pe care o să sun nu este chiar un YouTuber, dar este fratele meu, Fernando, pe care cred că îl știți majoritatea. Așa că vreau să-l sun pentru că este din familie și să-i cer o părere dacă îi place chelia mea sau dacă nu îi place chelia mea și să vedem dacă mușcă momeala. Până acum majoritatea au mușcat-o, Vlad, mi s-a părut că nu a avut o reacție chiar așa de... Dar în rest toată lumea a mușcat farsa mea, așa că hai să vedem ce reacție o să aibă fratele meu. Nu știu dacă se vede, dar e ora 12 noaptea, sper să-mi răspundă, 12 jumate chiar. Să-mi răspundă. Hai să punem repune un efect care să ne favorizeze chelia. Oooo, te pup! Ce faceți, domnule, fratele meu? Ce faci, băi? Bă, chelii, bă, gata, nu mă sincer, chiar nu mai suportam părul la rost. Toată mai spunea, bă, ești ghi, ești ghi, ești ghi. Vreau să, vreau, am vrut și o schimbare. Nu știu dacă să râd sau să plâng. Îți place, mă? M-a tuns mami. Mami m-a tuns și tati mi-a dat cu bicu. Ești ca un cap mai cap de ceapă. Zi, mă, îți place? Hai că sunt așa, mă, ca un pui de bendeac. Nu, serios, zi, mă, îți place? Place, place, place. Ești fașa. Altă treabă, altă treabă, nu? Ia uite, ia uite. Parcă-ți respire și ție, cred. Bă, nu e, mă, reală, ești nebun. Ia uite, bă, și eu mă bucuram de ceapă. Bă, ce fraier ești, bă! Bă, nu e, mă, reală, bă, tu chiar ai crezut? Mă gândeam. Da, că mă de aici, că n-ai crezut, hoțule, hoțule. Ce, mă, nu mă gândeam că te-am uitat. Mi-a luat o chelie falsă de pe internet și am zis să mi-o pun așa pe cap, să mă machez, să dau puțin cu fond de ten, să fie așa, totul așa. Să vedem ce reacții au frații mei youtuberi și fratele meu și iubita mea. Și ați avut o reacție destul de bună, serios zic. Păi stă bine, dar să nu dai din urechi că ți-ai zbun.